În ultimii 7 ani, suspecții au convins 10 tinere să practice prostituția peste hotare. Le-au trimis în Italia, Spania și chiar Elveția și au obținut de pe urma lor aproximativ 300.000 de euro. Banii i-au investit în autoturisme de lux și imobile. Suspecții au fost reținuți pe bază de ordonanțe și riscă să rămână mai mult timp în spatele gratilor.